Și pentru că tot vorbeam despre superstarul internațional, aș vrea să vi-l prezint pe acest superstar în devenire, doamnă și acest Macaulay Culkin al vremurilor noastre, David Dobrin, cu aplauze! Bună dimineața, bună dimineața, șuru! Mamă, ce prezentare! Simt că o să leșin. Nu doar aplauze, ci un mare la mulți ani! Mulțumesc mult! Dați-mi voi o secundă. David, fii atent că avem pentru tine o mică surpriză. Vine chiar acum din partea asta cu Bogdan, care ți-a adus. Nu trebuia! Mulțumesc! Ia uite cine te pupă. Vreau să te pup. Popa, asta surpriză. Asta da, punem jos că văd că curge. Te ajută. Așa, așa, să nu curgă. Hai, lasă-l aici. Dăm voie să-mi salut și eu colegii, îți mulțumesc foarte mult. Să știți că n-am avut ocazia să-mi termin felia de tort la ziua mea, așa că în pauză îl împărțim. Asta zic. Arată foarte așa. Așa. Eu știu de ce s-a rugat el să salute colegii. De ce? Ca să ajungă la Miruna, îți dai seama. Normal. Poți să mă duc să îmbrățișez? Da, și apoi să vii repede să alergi către mine după aia. La mulți ani, la mulți ani. Mulțumesc mult. Hai, vino repede, că am ceva să-ți arăt, fii atent, vino încoace. Fug. Vino aici lângă mine și vreau să te uiți atent în televizorul ăsta de aici. Mă uit în televizor. Avem o surpriză pentru tine, hai să vedem clipul. La mulți ani frumoși, frate. Nu pot să cred. Te iubesc mult de tot, să rămâi același tip ambițios, muncitor și veșnic optimist când te știu. Sper să ai o zi de naștere de neuitat. Să știi că mă mândresc foarte mult că ești fratele meu, pe oriunde am ocazia. Și abia aștept să ne revedem, să petrecem ca lumea, așa cum ne place nouă. Te iubesc mult de tot, la mulți ani. Mulțumesc, ce frumos! Dar unde era? Dar oare Sebi era pe LA? Era în LA? Da, e în America acum. Din păcate n-a putut să fie astăzi cu noi. Mulțumesc mult. Dar voi cât de des apucați să vorbiți și să vorbiți așa de la frate? Păi în ultimii 2 ani se pare că nu a putut să ne sincronizăm, că s-a dus cu business-ul în America de obicei. Și... Dar mai bine, nu? Da, o să ne întâlnim, sper că cât mai curând. Și vreau să-i mulțumesc și eu dacă se uită acum la noi, să zic, frate, dacă tu ești mândru de mine, eu sunt super mândru și foarte încântat și mândru că ești fratele meu. Hai să te facem să zâmbești din nou. Plânge și mama acolo în spatele camerei, să vă trăiască. Hai să facem băiatul să zâmbească, da? Da. După cum observ, este un pupitru gol aici pentru Dede Quiz Show. Ia! Yeah. Și habar n-ai pe cine te-am adus astăzi. V-ați întâlnit, cred, dacă nu mă înșel, chiar la emisiunea noastră, la o emisiune anterioară. Și cel puțin mie mi s-a părut că v-ați înțeles bine. Așa că, invitata specială de astăzi la Dede, pentru că este o invitată, Sai. La Dede Quiz Show este Maria Gheorghe Fital. Salut! Mulțumesc mult. Bine, note bune și să știi că ești un copil de nota 10. Apreciez. Îmi pare rău că te-ai văzut cu mine. Lasă că și băieții plângi câteodată. Nu puteam. Asta e problema. Maria, te invităm la pupitru. Da, mulțumesc. Bine ai venit, Maria. Ce drăguță ești. Mulțumesc mult. Știi ce se întâmplă la concursul nostru? Nu. Bun, fii atent. Păi e la școală, nu știu. Da. Deci, e cumva ca la școală, doar că nu trebuie să dai răspunsurile corecte. Trebuie să te apropii cât mai mult de răspunsul corect. Și cine se apropie cel mai mult? Corect, dacă da, știi. Mă rog. Da. Păi cine da. Se apropie cel mai mult, câștigă punctul. Dacă știu. Sunteți gata? Da. Hai. Să înceapă Dede Quiz Show! Lasă că acum e bine ca fetele să vadă că e sensibil, adică e ok, nu e... Da, dar nici chiar așa. Da, scuze, da, mă rog, haideți. Hai. Așa. Bun, prima întrebare. Știu că mulți elevi merg în excursii în perioada asta și de asta vreau să vorbim despre un loc foarte vizitat din România, Castelul Peleș. Ai fost la Castelul Peleș, Maria? Încă nu. Încă nu? Bun, e la Sinaia, bun, să știi. Da, știu. Întrebarea mea este, din ce an are Castelul Peleș electricitate și încălzire? Țin să vă anunț că acolo am filmat unul dintre videoclipurile mele pentru o piesă, așa că dacă intrați pe canalul meu de YouTube, puteți să vedeți cum este. Acum intrați repede pe canalul. Electricitate și încălzire, da? Da. Castelul Peleș. Încălzirea are în pardoseală sau nu? Okay. Lili. E o întrebare destul de grea. E un an, cred că trebuie să treceți orice ani să vedeți de ce ați gândit așa. Electricitate și încălzire. Hai să trecem un an. Poți să scriu? Da, poți să scrii cu degetul. Cât să poate să fie? Așa, 1835 și 1900. Bun.
Țineți acolo răspunsurile. Vă zic eu, castelul Peleș are electricitate și încălzire încă de la inaugurarea sa în anul 1883. Și punctul merge la Maria. Maria. Da, stați un pic că și eu am pus 38, dar dacă îl întoarcem așa, e inovat. Exact, nu-l întoarcem. A fost la un an diferență. Să iau punctul ăsta. Uite, ca să ștergeți, este învățat. Felicitări, Maria. Mulțumesc mult. Mamă, ce aproape am fost. Așa, hai să mergem la întrebarea a doua. Punct pentru Maria. Bun. Mergem mai departe. Nu vreau să mă laud în fața nimănui, doar că țin să vă anunț că de curând am mai mers și eu la sală, am mai studiat și eu puțin ridicarea de greutăți, chiar dacă nu pot să ridic atât de mult. Bun. Întrebarea mea este: care este cea mai mare greutate ridicată de la pământ vreodată de un om? În kilograme? În kilograme. Deci ridicată de la pământ, presupun că înseamnă dacă aș ridica o masă asta așa puțin, adică nu trebuie să o ridic. Ceva de genul. Ok, am deci înțeles. Pe care a reușit să o ridice, da? Chiar și deci câțiva centimetri. Ia uite-te. S-a întâmplat în 1993, vă zic eu asta. În 1993? Da. Deci haideți cu răspunsul, vă rog frumos, că timpul este limitat. Era un bărbat, nu mă gândesc. Nu. Era un bărbat, o da. O femeie, cum adică? Ar fi putut fi, dar se pare că a fost un bărbat. Scrieți răspunsurile. Nu vreau să vă inspirați de la mine. Deci, de după cum vedeți, Lili ne întârzie cu chestiile nu, astea. Nu, mă, stau să-i știți. Ia, 293. 190, și zice Bogdan, mă îndresc. Și 300 de kilograme. Bun, răspunsul este că... Nu, mamă. După cum a zis Șurul, în 1993, canadianul Greg Ernest a ridicat o platformă cu două mașini, cu tot cu șoferi, adică un total de, atenție vă rog, 2422 de kilograme! Uitați-vă cum dansa Lili și punctul merge tot la Maria. Ești mai aproape dintre ei. N-ai fost foarte aproape, dar ești eu. Am încercat să ridic odată un prieten care are 80 de kilograme și n-am putut. Păi da, tu, da. Am pus 190, am înfiat-o. Întrebarea 3. Da, hai. Indisciplinație, elevii, astăzi. Nu știu ce să simt. Nu știu ce să fac. Bun. Aș vrea să conduc și eu o mașină, chiar de ieri, dacă se poate, dar mi-e groază cu locurile de parcare, mai ales la Unirii, e groază. Jale. Bun. Sunt curios totuși dacă voi știți câte locuri are cea mai mare parcare din lume. Câte locuri? Da. Câte locuri are cea mai mare parcare din lume? E simplu. Aici, doar cu voia Domnului, să ne lumineze. Hai să... Vă zic doar că este în Canada. În Canada? A, păi dacă e în Canada e mult. E clar dacă e în Canada, nu? E evident. N-am fost în Canada, nu știu nimica despre Hai, Canada. Deci... Maria, deci, dacă ai răspuns, poți să torci. Am răspuns. Hai, că 10 mii? 63 de mii? Deci Bogdan este... 11 mii. Am pus că n-am mai stat să mai pun zero. Bun. Vă spun eu, parcarea se află în Canada și are 20.000 de locuri. Bine, măi! Și... Un pic optimist, a câștigat Lili punctul. Bravo, Lili! Bravo, Lili! Bravo! Și mai avem... ultima întrebare. Da. Fiți atenți, mai avem o singură întrebare și punctajul este 0 pentru Bogdan, normal, de ce am mai citit. Lili 1, Maria 2. Hai să vedem. Bun. Și pentru ultima întrebare, așa, de ziua mea, vreau să vă uitați la plasmă, să ne uităm la o poză. Oh, ok. Ce drăguț. Vreau să-mi spuneți voi din ce an credeți voi că s-a făcut acea poză. Păi nu știu anul, dar eu zic câți ani aveai tu. Acum nu Doamne, mai stau să fac. Ce erai, nu cred. O să vă zic ceva care 100% nu o să vă ajute. Această poză a fost făcută în Barcelona la un port. Perfect. Deci în ce an a fost făcută? Hai, descrieți un an să vedem. Mamă, ce tare poza asta. Dacă am zis, am zis. Nu, scrie anul. Hai, scrieți anul, nu copiați. Nu copiați. Scrie anul, Lili. Anul. Anul. Na. Ia. 2017-2014. Generoși? Bun. Doar tu știi. Răspunsul este că această poză a fost făcută în 2014, când am avut aproximativ 3 ani. Eu am scris 3 ani pe ăsta. Bine, Bogdan. Deci, vă rog frumos. Opa, dacă mi-a căzut și pixul. Deci 2014, bravo, da? Deci avem așa. Ai un punct. Un punct Bogdan, un punct Lili și câștigătoarea ediției de astăzi. Maria, Dior Pintel. Bravo, Maria. Vă mulțumesc mult. Bravo. Frumos. Măi, dar ce mi se pare fantastic la tine, dacă îmi dai voie, David, este că ai rămas drăguț. Noi băieți, în mulțumesc, general, la 3 ani suntem simpatici, după aia nu mai suntem chiar așa drăguți. Tu ai rămas în continuare așa. Mulțumesc, felicitări. Maria, cum ți s-a părut jocul astăzi?
Foarte interesant. Foarte cu siguranță o să-l mai joc cu prietenii. În ce domeniu ești tu la școală cea mai pricepută? Nu pot să spun că cea mai pricepută, dar... Fizică cred că rom... Nu, fizică nu. Română, îmi place foarte mult româna și... Na, cred că mă descurc foarte bine. Data viitoare să punem întrebări și din literatură. Da, da? Așa mă. Bine, mulțumim frumos, Maria, că ai venit la noi invitată la joc astăzi. La mulți ani, domnule. Îți mulțumesc mult. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și te așteptăm săptămâna viitoare, da? Dăm voie să te îmbrăcești și să felicit. La mulți ani încă o dată. Mulțumesc. Cresc atât de repede. Noi o să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Revenim.